Dinamo este în play-off-ul Europa League. După 2-2 în turul de la București, cu Enca Varaj din echipa lui Liviu Ciobotariu nu a mai iertat și a învins cu 2-1. Dinamoviștii au început în forță meciul din Croația și în minutul 7 Dănciulescu a deschis scorul, după ce Marius Nicolae nu a putut să-l învingă pe portarul Cârcleț. 4 minute mai târziu, Torje putea profita de o gafă a portarului croaților, dar a șutat peste poartă. Varaj din în schimb nu a greșit ținta în minutul 14, când Golubar a egalat. Dinamo nu s-a lăsat condusă prea mult timp. Torje a executat o lovitură liberă, Cârcleț a respins până la Cătălin Munteanu, care a marcat al doilea gol al dinamoviștilor. 3 minute mai târziu, Moții a fost aproape să-și îngroape echipa, dar Bălgrădean a fost pe fază. După pauză, Marius Nicolae a trimis repede mingea în poarta croaților, dar golul a fost anulat pentru offside. În minutul 66, Torje i-a vrăjit pe fundașii croați. I-a pasat cu călcâiul lui Cătălin Munteanu, care nu a reușit însă dubla. Pătrașcu putea mări și el avantajul, dar croații au scos de pe linia porții. Varaj din a luat apoi cu asalt poarta lui Dinamo, dar nici Gluhac, nici Safariș nu au putut trimite meciul în prelungiri. Este adevărat că în a doua repriză am căzut puțin fizic, zic eu, pentru că n-am reușit să mai păstrăm balonul. Aveam 2-1, ne gândeam numai la rezultat. Varaj din Dinamo s-a terminat 1-2 și dinamoviștii visează acum la grupele Europa League. S-a văzut echipa, s-a văzut că am vrut toți, am tras toți la aceeași căruță și important că ne-am calificat până la urmă. Ce adversar vă doriți acum? Ne dorim să ne calificăm, să intrăm în grupă, este obiectivul nostru.